The Large Hadron Collider's technique to transport scientists to the moment just after the Big Bang is as violent as it is ambitious. 100 meters underground, it takes protons from the nuclei of atoms and collides them at almost the speed of light. În trei dintre forțe, fizicienii aici de față sunt știutori de toate cele. Nu mai e nimic de aflat nou, nu? Dacă cu gravitația nu stați bine, nu? Stăm destul de bine, pentru că, vedeți, datorită faptului că am înțeles cum funcționează gravitația, ne-am dat seama că mai lipsește 95% din materie. Și că noi cunoaștem numai 5%. Și datorită faptului că, totuși, gravitația, așa cum e, e destul de complicată, o înțelegem, am ajuns la concluzia că ne mai trebuie masă. Și am ajuns la concluzia că masa asta, i-am zis masă întunecată și energie, și că, de fapt, populează 95% din necunoscut. 95% din necunoscut. Cum e să te dai deștept asupra 5% dintr-o temă și să spui 95% din teza asta nu știu să o scriu? Eu cred că oamenii abordează cu umilință, tocmai din cauza că, fiind conștient că nu cunoști decât 5%, ai o abordare mai puțin arogantă. La gravitație încă n-am găsit cine este poștașul interacției gravitaționale. E vreo șansă? Acordați o șansă în viitor să se întâmple asta în 5, sigur, 10, există o puzdere de experimente care sunt dedicate exclusiv găsirii undelor gravitaționale sau fenomenelor necunoscute în lumea gravitației. Există alte experimente, cum sunt cele de la CERN, care caută mesaje indirecte privind existența gravitonului. Dacă ne uităm la constantele fundamentale, mase, constante, sarcina electronului și așa mai departe, totul este fabulos, incredibil. Bine echilibrat. Bine echilibrat, și de aia noi existăm acum.